Programul operațional Capital Uman sprijină antreprenoriatul, creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului și a înființării de întreprinderi. Acest sprijin se poate acorda persoanelor fizice pentru deschiderea de noi afaceri sau se poate acorda IMM-urilor care sunt deja înființate, dar care au un istoric de funcționare de un an de zile pentru a crea noi locuri de muncă. Astfel, activitățile vor fi de sprijin financiar pentru persoanele fizice pentru înființarea de afaceri, subvenții pentru a crea noi locuri de muncă pentru IMM-urile existente și servicii de consiliere, consultanță, formare profesională antreprenorială și alte forme de sprijin, atât în faza de înființare a acestor întreprinderi, cât și ulterior pentru buna lor operare. Instrumente de implementare avute în vedere pentru sprijinirea antreprenoriatului sunt granturile acordate pentru înființarea afacerii și consiliere în primul an de funcționare, precum și instrumentele financiare, și aici vorbim de credite și garanții acordate pentru dezvoltarea afacerilor. De asemenea, programul Capital Uman sprijină adaptarea IMM-urilor la schimbare. Acțiunile avute în vedere, îmbunătățirea activității de management a resurselor umane, modele inovatoare de organizare a muncii, promovarea sănătății și siguranței la locul de muncă, formare profesională și îndrumare pentru manageri și antreprenorii din întreprinderi pentru a-și îmbunătăți abilitățile antreprenoriale și manageriale și, nu în ultimul rând, planificare strategică pe termen lung. Deci este foarte important pentru partea de organizare a resurselor să cunoaștem planificare strategică. Beneficiarii acestor tipuri de acțiuni pot fi angajatorii din sectoarele economice cu potențial competitiv, conform Strategiei Naționale de Competitivitate și Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, precum și acelor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare domenii. Același program, Capital Uman, oferă sprijin și pentru actualizarea și îmbunătățirea cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor angajaților din întreprinderile și din sectoarele prioritare cu potențial competitiv, identificate conform celor două strategii menționate anterior, cea de competitivitate și cea de dezvoltare, cercetare, dezvoltare și inovare. Acțiunile care vizează angajații se referă la participarea angajaților la formarea profesională, evaluare, validare și certificare pentru recunoașterea competențelor acestora și acțiuni care vizează angajatorii, de data aceasta, stimularea angajatorilor prin organizarea de programe de învățare la locul de muncă. Beneficiari pentru acest tip de acțiuni putând să fie angajatorii cu activitate prezentă sau viitoare în domeniile, sectoarele din nou identificate în cele două strategii, cea de competitivitate și cea de dezvoltare, cercetare, dezvoltare și inovare. Nu în ultimul rând, promovarea antreprenoriatului social. Dezvoltarea economiei sociale și promovarea antreprenoriatului social în scopul consolidării capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră sustenabilă. Acest obiectiv al programului va fi susținut prin acțiuni de tipul înființarea de noi întreprinderi sociale și dezvoltarea celor existente. Aici putând intra activități de formare profesională, consiliere, consultanță în domeniul antreprenoriatului, identificarea de piețe de desfacere, dezvoltarea capacității și abilităților în diverse domenii. De asemenea, sunt avute instrumentele financiare în vedere pentru susținerea acestor activități, pentru promovarea economiei sociale și a antreprenoriatului social prin microcredite și garanții. Beneficiarii unor astfel de acțiuni pot fi entitățile de economie socială existente sau nou înființate.